Următorul premiu este premiul pentru implicare în proiecte de responsabilitate socială și merge la Fundația Superbet. Despre Fundația Superbet, grupul Superbet, cel mai mare operator de pariuri sportive din România, care derulează cu regularitate programe CSR prin care se implică în viața comunității. Iar Fundația susține inițiative ce vizează educația, promovarea valorilor culturale, dezvoltarea sportului, susținerea altor inițiative, promovarea responsabilă a jocurilor de noroc. Nu este alături de noi doamna Augusta Dragici, dar ne-a trimis... Bună seara! Mă bucur să mă aflu alături de dumneavoastră, chiar și dacă doar via online. Suntem onorați pentru acest premiu și vă mulțumim pentru că v-ați gândit la noi. Vă mulțumesc în numele meu, al Fundației Superbet și al tuturor colegilor din echipa Superbet. Lor le datorăm faptul că putem să facem atâtea proiecte aproape de oameni pentru cei din jurul nostru. Le mulțumesc colegilor din echipa Superbet România, celor din Polonia, din Croația, din Serbia, din Marea Britanie, tuturor celor care sunt marea echipă Superbet. Alături de ei, Fundația Superbet s-a putut implica în proiecte de strângere de fonduri pentru renovarea unei arii a Spitalului Fundeni, în marea cursă digitală pentru lupta împotriva cancerului de sân și, nu în ultimul rând, pentru a aduna și a distribui echipamente și bunuri necesare spitalelor, peste 35 de spitale din România, în lupta împotriva COVID. Alături de ei sper să fim vrednici și anul viitor de un astfel de premiu și, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facem cât mai mult bine pe pământ. Vă mulțumesc mult!